țigări, țigări, mal de țigări. Pe care nu știu cât ar da, mai am auzit. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne manifestă toleranță zero față de astfel de fapte. Oricum suntem pe ei, nu îi lăsăm. Am fost prevenit despre riscurile la care mă expun să petrec 24 de ore într-un arest sau, nu știu, un polițist mai nervos mi s-a întâmplat să mă lovească. Un loc în care am descărcat țigările, un număr de mașină, orice amănunt care putea fi folosit de către organele de anchetă. Contrabandiștii se asigură în prealabil de sprijinul polițiștilor de frontieră. Să vezi că cine și aia să nu nici intervenție, nu nici nicăși, știi? Acum la tine numai ziua, noapte nu prea e bun. Polițiștii de frontieră corupți percep o taxă de 50 de euro pentru introducerea fiecărui box de țigări în România. Și asta se reflectă în bunăstarea unora dintre colegii noștri care doar în câțiva ani de când sunt angajați în sistem au reușit să-și cumpere niște case și autoturisme de lux, care noi știm foarte bine că din salariul nostru de bugetar e aproape imposibil să le dăm. Într-o dimineață am fost trezit cu bătăi în ușă. Bună ziua, aveți un mandat de aducere. Polițiștii efectuează 28 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de contrabandă. În România e foarte greu de delimitat unde începe instituțiile statului și unde se termină sistemul mafiot sau infracțional. Polițistul de frontieră Ionel Ursachi este practic fiul contrabandistului Ursachi Constantin. Sunt 100% convins că viața mea este pusă în pericol, pentru că cei care au avut de suferit din cauza activității mele vor veni o oarecare răzbunare. La Obor, în cea mai mare piață din București, țigările de contrabandă se vând la vedere. Ce zici ceva? Ce îți dau? Marble. Câte vrei marble? Două acum. Două cartoșe. Nu cartoși, două pachete acum mai vorbim, nu știu. Bun. Vânzătorii sunt dezamăgiți că vrem doar două pachete, semn că dispun de stocuri considerabile. Îți desfac, ce nu mă cunoști, îți desfac pachet cu pachet, nu dai bani să-mi desfac. N-am bani acum. Luni ești aici? Sunt. Și cu cât îl lași, da? Nu știu. Două pachete? De marble. Marble, nu? Cât e? Deci mi-a zis. O găcit că pe și dilei. Îți mai dau? Hă? Îți mai dau unul? Nu, nu mai vreau. Nu mai vreau. Zim! Dau pe și poliția aici. La doi paște poliția locală. Polițiștii par să ignore cu desăvârșire reclama agresivă pe care și-o fac vânzătorii de țigări. Cum primești subțire? Am Marlboro, dacă vrei. Ah, Marlboro, cât îți fac eu? Nu, cât vrei să iei? Haide, mă. Vânzătorii care mișină prin piață par să facă parte dintr-o rețea. Vând aceleași mărți de țigări și se alimentează din aceeași ascunzătoare, fântâna lui Bucur. Dacă eu am făcut 120. Da. Nu ești sigur? De unde sunt astea? Ucraina. Ucraina? După ce am cumpărat țigări de contrabandă din mijlocul capitalei, am intrat în prima secție de poliție care ne-a ieșit în cale și am jucat rolul unui cetățean care vrea să reclame acest fenomen. Aș vrea și eu să fac o reclamație. Ce s-a întâmplat?
S-a întâmplat că în piața Obor. Așa, în piața Obor. Ce s-a întâmplat acolo? Se vând țigări la negru peste tot, ca pătrunjelul. Da. Și ar vrea să știu ce s-ar putea face în legătură cu asta. Te agață, te întreabă într-una, vrei. Am și cumpărat, dar să vă arăt. La Marvel, văd că scrie Marvel, eu știam de așa. Stați un pic. Dar văd că știți despre ce este vorba. Păi știu, mă întreb de ce nu... Este un caz, este ceva la nivel, să nu mai zic, nu știu ce fel. Bun, da, înțeleg că știți despre ce este vorba. Știm pentru că nu putem, nu putem. Se fac orice să fie stopat, dar nu prea se poate. Pentru că e vorba de graniță aici. Se aduc țigări și acolo se face contrabandă. Am înțeles, deci nu ideea e că... Ba da, puteți depune, o să vorbesc cu băiatul de la judiciar, dacă nu dumneavoastră puteți depune o petiție și cere... Ok, o să... Deci vreți să faceți plângere că ați luat țigări de contrabandă? Da. Dar de ce le-ați luat? Ca să vi le aduc, să vi le arăt. Ah, ca să ne aduceți nou. Ok. Da. Le-ați luat de unde? De la piața Obor. La piața Obor. Bun, luați să luat acolo în camera de așteptare, o să vină un corect. Un act de identitate să-mi dați mine, vă rog. Oricum, am înțeles că am venit degeaba. M-a lovit spiritul civic astăzi. Nu, eu am pe altă promesă, nu s-a adunat, s-a liniștit. O să iau pachetele de țigări, o să ridic amprente de pe acela, pe acesta i-ați rupt folia și de pe folia aceasta se iau amprentele cel mai bine. După ce ne asigură că va deschide un dosar penal, polițistul judiciar împăturește cu grijă probele și ne sfătuiește să nu mai încurajăm contrabanda cumpărând țigări de pe Piața Neagră. Plecând din secție, cu sentimentul că polițiștii sunt depășiți de amploarea acestui fenomen. Sunt în grupuri, acolo, cred că țigările sunt chiar acolo, în spate. În mașini, peste tot. Da, știu. Păi și asta nu s-ar putea rezolva prin niște controle mai des pe care să le faceți dumneavoastră? La nivel măricel. Ar trebui discutat acest aspect. Pasivitatea statului român în fața contrabandei depășește limitele unei simple secții de cartier. Zecile de milioane de pachete de țigări care intră ilicit în țară trec pe sub radarul unor instituții precum Poliția de Frontieră, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Poliția Română. Declarații contradictorii după ce un avion Antonov An-2 a fost capturat de autoritățile din Republica Moldova. Era folosit pentru transportarea țigărilor de contrabandă. Autoritățile de la noi sunt luate prin surprindere. Lipsa de acțiune a autorităților responsabile, în multe cazuri suspectă, întreține o afacere de sute de milioane de euro. Rețelele de contrabandă iau țigări, în special din Ucraina și Republica Moldova, și le trec ilegal peste graniță, evitând toate taxele impuse în spațiul comunitar european. Aproximativ 150 de milioane de pachete sunt vândute anual la negru pe piața din România. Astfel, statul pierde peste 2 miliarde de lei în fiecare an. Ne-am propus să aflăm ce se ascunde în spatele acestei uriașe afaceri, care n-a fost afectată nici măcar de izbucnirea războiului din Ucraina. Am plecat spre județul Suceava, un punct fierbinte pe harta traficului de țigări. Aici, granița cu Ucraina se întinde pe aproximativ 100 de kilometri, iar în localitățile de frontieră s-au format adevărate rețele de contrabandă. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea DICOT, efectuează 28 de percheziții domiciliare în județul Suceava. Percheziții în județul Suceava la locuințele unor persoane bănuite de contrabandă cu țigări. Pe raza județului Suceava s-a constituit și a acționat o grupare infracțională specializată în comiterea infracțiunii de contrabandă calificată. Polițiștii confiscând peste 30.000 de pachete de țigarete în valoare de aproximativ 400.000 de lei. Din păcate, contrabanda continuă să reprezinte principalul fenomen infracțional care se manifestă la frontiera cu Ucraina. Combaterea acestui fenomen depinde, în principal, de activitatea Poliției de Frontieră, care trebuie să supravegheze în permanență granița și să depisteze orice încercare a contrabandiștilor de a introduce ilegal țigări din Ucraina. Pur și simplu oprim, încercăm să blocăm, vedem cine e, verificăm persoana, autoturismul, să nu aibă ceva suspect. Și când fug? În fug încercăm să-i prindem, dacă putem. Aici, dacă mergem așa direct, ajungem la un stâlp de frontieră. Sfert de oră, 20 minute. Accesul este uneori greu spre frontieră. Aici încă este ok, sunt zone în care e foarte greu de ajuns.
Și suntem urmăriți, pândiți. Cum adică sunteți urmăriți? Păi, bănuiesc că o să stea cineva undeva ca să fie cu ochii pe noi, să nu plecăm din locul de unde suntem, și prin altă parte, posibil să lucreze. Tonul defensiv pare dictat din birourile șefilor, unde orice discuție despre fenomenul contrabandei începe cu această precizare. Avem o frontieră foarte grea. Două sectoare au specific alpin. Ce vreau să vă spun? Frontiera de stat nu trece nici prin orașe, nu sunt nici șosele, nici parcuri, ci trece acolo prin a fost stabilită de către moșii strămoși noștri prin jertfă. Colegii mei poliți de frontieră, pe lângă faptul că au o muncă foarte grea, cu multe provocări, dar este o muncă foarte nobilă. Să-ți aperi frontiera țării tale este o muncă nobilă și suntem mândri de ceea ce facem. Frontiera de stat este supravegheată 24 de ore din 24. Principala linie de muncă noastră este combaterea contrabandei cu țigări. Cărăuși ucraineni, deci unul din ucraineni, aduc țigări până la frontieră. De aici sunt preluate de cărăușii români. Când le preluau, de ce vin în colete, în chingi, le transportă în spate până la anumite locații. Bineînțeles, comunică permanent cu persoanele implicate de pe teritoriul nostru și aceștia îi așteaptă cu autoturisme. Este o luptă permanentă cu contrabandiști de țigări. Care pe care? Noi, în primele 11 luni acestui an, am confiscat peste 1 milion de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 11.500.000 de lei. Cât reprezintă facturile pe care... Nu am putea să spunem. Nu putem să spunem noi cam cât estimativ, așa. Noi orice captură, orice caz de contrabandă, îl tratăm la fel. Aplicăm legea. Noi nu putem să evaluăm... Noi nu putem spune că prindem 5, 10, 15, 90%. Noi oricum tot ce prindem, diferim justiției și confiscăm țigările respective. Noi nu avem statistici astfel de genul respectiv. Dar fenomenul este ținut sub control. Poliția de frontieră nu se încurcă așadar cu statistici. Se laudă cu capturi de țigări, dar nu poate afirma cu cifre că prin aceste capturi reduce în mod semnificativ fenomenul contrabandei. Sunt observate două persoane de mal ucrainean. Transportă ceva voluminos. În 2021, pe întreg teritoriul României, au fost capturate doar 6 milioane de pachete de țigări din cele peste 100 de milioane de pachete ajunse pe piața neagră. Peste granița română-ucraineană este astfel un trafic intens, desfășurat chiar sub ochii poliției de frontieră. Probleme la 86. Cărare mari bătătorite cu continuitate. Foarte mari cărare. Aici a fost un pluton de oameni. Trebuie să vii să vezi care-i treaba, că e complicat. Hai să vii. Au fost luni în care am depistat și 5-6 activități de contrabandă, alte luni în care s-a depistat una sau niciuna. Acum nu pot să pretind că suntem peste tot și depistăm tot ce se întâmplă, dar facem tot posibilul să fim acolo, să ținem aproape și să ne facem datoria. Oricum suntem pe ei, nu îi lăsăm. Astfel încât acest flagel, contrabanda cu țigări, să nu ia amploare și să ajungă la cote foarte mari. Din punctul nostru de vedere, nu este la cote mari acum? Nu, este sub control. Din punctul nostru de vedere, este sub control. Adică, înțelegeți, deci nu sunt țigări foarte multe în piața neagră. În spate este o terasă între dunici prea. Te duci și de aceea ce țigări vrei, de la chien la ce țigări vrei, cu filtru alb, verde, albat. Să îi pui la fata și îi șerpi la bar, de acolo așa la ușa ce e. Îi zic, du-o și niște țigări. Ok, și ce țigări au, ce marcă au? Este la Cernobâl. Două și trei pachete de țigări. Trei? Trei. De care? Marlboro? Nu. Așima... Kent. Kent. De 17 lei, Kent. Și așima? 14. Vă dau până la urmă, dar... Mersi. Două pachete de Kent, 14, da? Două pachete de așima. Totuși, ținem, facem tot posibilul.
ținem acest fenomen sub control. Fenomenul este totuși ținut sub control. Nu putem vorbi de crimă organizată, de alte chestii de genul respectiv. Situația este sub control. Un incident deosebit de grav petrecut într-o localitate din județul Suceava, aflată la granița cu Ucraina. Autoritățile suspectează un atac cu grenadă asupra unei case. Dispozitivele au împrăștiat bucăți de metal și piatră. Chiar în perioada în care ne aflam la Suceava, pentru documentarea acestui material, într-o localitate de lângă graniță a avut loc o reglare de conturi. Proprietarul vilei este cercetat în calitate de suspect într-un dosar care vizează traficul cu țigări de contrabandă. Au venit criminaliștii, pirotehniștii, poliția de frontieră. De câțiva ani, în comunele sucevene de lângă granița cu Ucraina, s-a dezvoltat o atmosferă atipică pentru o zonă rurală. Mascați care sparg uși, petreceri opulente și vile impresionante ridicate peste noapte. O sursă din zonă ne-a arătat proprietățile unor contrabandiști din Vicovu de Jos, condamnați sau anchetați pentru trafic de țigări, avertizându-ne că ar fi riscant să le filmăm altfel decât dintr-o mașină cu geamuri fumurii. Deci este îngrozitor ce se întâmplă. N-aveți cum să stați de vorbă cu oamenii pentru că le-i frică să vorbească. Dar să vedeți cum povestesc, le-i frică să iasă noaptea din casă, să meargă. Îi calcă ăștia cu mașinile cu care țigări, îi amenință. Și cine ai văzut nimic, că dacă ai văzut că îți dau foc, te omor, te-i... Deci nenoroce ce se întâmplă. Chestia asta a creat panică într-o comunitate. Puterea rețelelor de contrabandă și averile pe care le-au adunat ridică o întrebare inevitabilă. Puteau ajunge la un asemenea nivel fără complicitatea unor oameni din poliția de frontieră? În activitatea noastră avem în vedere și posibila apariție a actelor de corupție în rândul personalului propriu. Am fi naivi să gândim că totul este perfect și n-ar fi nimeni tentat la un moment sau altul să sprijine activitățile ilegale. Suspiciuni putem avea, dar până la momentul de față nu au existat probe cu privire la vreun polițist de frontieră implicat în asemenea activități la nivelul sectorului Vicovo. Am găsit un polițist de frontieră dispus să vorbească, sub protecția anonimatului, despre acest fenomen. Deci nu există fapte de contrabandă de mare amploare fără sprijinul unuia sau mai multor polițiști de frontieră. Gândiți-vă, frontiera de stat este păzită, există patrule, există tehnică, există termoviziuni și toate grupările astea de criminalitate transfrontalieră n-ar avea de unde să cunoască cum sunt amplasate fără să aibă informații din interior. Supravegăm cu autospeciala marca Ford, autospeciala de termoviziune. Îl iei în frontieră pe aici, așa. Aici este limita, marginea pădurii. Acolo sus sunt casele din Ucraina. Identificăm anumite ținte. Avem stația de emisie recepție. Dacă sunt patrule de-a noastre, ni se comunică că sunt patrule. Dacă sunt alte ținte, de exemplu, auto, persoane, luăm legătura cu coordonatorul turei, trimitem echipa de intervenție să stabilească natura țintei. Auto în deplasare reper 70 adâncime spre reper 69 adâncime, identificați-vă pentru 644. 61 gazela 4. Recepționat, terminat. Aici. Vedeți, acum a oprit auto, oprit s-o dat jos o persoană, două. Roțile sunt încălzite. Pare se vede partea, partea motorului și roțile care sunt mai încălzite. Uitați, aceasta este o persoană. Persoana depistată de camera cu termoviziune este un coleg din teren al polițiștilor de frontieră. Practic, aparatura identifică orice persoană sau mașină care se află în mișcare în zona de graniță. Da, noi facem un traseu la intrarea în tură pentru a ne întoarce mai rapid în limita dreaptă, practic în limita stângă, ca să nu lăsăm zona descoperită prea mult timp. Dotată cu tehnologie modernă, care supraveghează granița 24 de ore din 24 și care asigură vizibilitate inclusiv pe timp de noapte, poliția de frontieră n-ar avea cum să rateze miile de transporturi de țigări trecute anual peste graniță. Asta ridică suspiciuni cu privire la existența unor angajați care colaborează cu traficanții. Cum anume sunt angajați?
Da, au fost de-a lungul anilor mai multe cazuri de polițiști dovediți ca făcând parte din grupări de contrabandiști. Traficanții pompează bani grei în buzunarele vameșilor și ale polițiștilor de frontieră. Opinia publică a putut afla oficial că încasările din mită, pe o singură tură, ajung și la 6.000 de euro. Ei sunt în general în aceste grupări datorită prietenilor pe care le-au consolidat în timp. Sunt vecini sau sunt rude cu anumiți contrabandiști. Probabil că cele mai multe cazuri sunt datorită tentației banilor. Din informațiile pe care le avem, contrabandiștii ar plăti polițiștilor corupți în jur de 50 de euro pe bax de țigări transportate. Deci, pe parcursul unui an e vorba de mii de baxuri de țigări. Dosarul are ca scop destructurarea unui grup infracțional care făcea trafic de țigări. Gruparea era protejată de polițiști contra unei sume de bani pe care aceștia o primeau periodic de la liderii grupării. Și eu și colegii mei am fost încercați de-a lungul timpului să fim atrași în mirajul acestor contrabandiști. În cazul meu a fost printr-o persoană pe care o cunosc și cu care am o oarecare legătură de rudenie. Au ajuns să-mi propună o sumă de 50.000 de euro pentru a nu-i deranja și a închide ochii. Cele trei vămi cu probleme rezultă șpăci de aproape 100 de milioane de euro pe an. În rândul polițiștilor de frontieră ai cunoscut faptul că în zona Brodina există foarte mulți colegi de-ai noștri care desfășoară astfel de activități ce nu fac cinste meseriei pe care o avem. Și asta se reflectă în bunăstarea unora dintre colegii noștri care doar în câțiva ani de când sunt angajați în sistem au reușit să-și cumpere niște case și autoturisme de lux, care noi știm foarte bine că din salariul nostru de bugetar e aproape imposibil să le dobândim. Implicarea polițiștilor de la Brodina în acțiuni de contrabandă n-a rămas doar la nivel de zvon. În urmă cu 2 ani, 7 agenți din acest sector au fost ridicați de procurorii de ICOT și duși la audieri într-un dosar de trafic de țigări. Contrabandiștii au beneficiat și de sprijinul a 7 polițiști de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Brodina. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne manifestă toleranță zero față de astfel de fapte. Șeful Poliției de Frontieră Brodina pare obișnuit cu astfel de acuzații aduse subalternilor săi. Da, au fost 7 cazuri în care 7 polițiști de frontieră care au fost duși la sediul de ICOT. Momentan, dosarul încă nu este soluționat, este în curs de soluționare. Cei 7 lucrători au în prezent calitatea de suspecți și nu au fost luate alte măsuri împotriva... Deci unde se află acești lucrători în momentul de față? Unde lucrează? 2 dintre ei s-au pensionat anul acesta, iar ceilalți au fost delegați la alte structuri din cadrul ITPF. Au fost și astfel de cazuri, dar să știți, nu sunt cazuri izolate. Nu putem pune pecetea pe întreaga structură a Poliției de Frontieră Suceava că ar fi corupți. Pentru că sunt cazuri izolate și la un interval de an. Bineînțeles că au fost cazuri, dar am avut chiar la Brodina am avut cazul respectiv, dar sunt suspecți în dosar. Lucrează în continuare. Deci nu putem să punem pecetea pentru un caz izolat. Am avut 3 ani de zile, sau 2 ani de zile, au fost unul, doi care au călcat strâmb. În realitate, aveam să aflăm că nu e vorba de unul, doi agenți care au călcat strâmb, ci de grupuri de polițiști anchetați. Din ce m-am documentat, a mai fost un caz în anul 2018, dar până în prezent nu s-a luat niciun fel de măsură împotriva agenților de poliție. Ați calificat pe câți agenți? 8 agenți. Dosarul încă nu este finalizat, încă nu au calitate. El încă mai este în lucru, din 2018 și până acum. Astfel de dosare în care polițiștilor anchetați pentru corupție nu li se întâmplă mai nimic, nu sunt o noutate. În urmă cu 10 ani, o investigație ProTV arăta același lucru. Oficial, DNA cercetează 248 de polițiști de frontieră pentru complicitate la contrabandă. Dintre aceștia, o zecime, adică 24, au fost demiși. Restul au cerut reîncadrare pe posturi și beneficiază de prezumția de nevinovăție până se încheie procesele. O parte dintre ei sunt cei care vânează astăzi micul trafic. Protecția de care par să beneficieze polițiștii de frontieră suspectați de fapte de corupție ridică suspiciuni cu privire la implicarea unor structuri și mai înalte ale statului în tolerarea contrabandei cu țigări. În încercarea de a lămuri acest lucru, am plecat pe urmele unui om care s-a aflat la granița dintre cele două tabere. Rețelele de contrabandă și instituțiile care ar trebui să stopeze traficul. În România e foarte greu de delimitat unde începe instituțiile statului și unde se termină sistemul mafiot sau infracțional.
Ionel Cruț a fost timp de 2 ani colaborator autorizat al mai multor structuri de combatere a crimei organizate, fiind infiltrat printre contrabandiștii de țigări din zona Suceava. Din această poziție, el a furnizat informații care au dus la destructurarea mai multor rețele de trafic. În momentul în care primeam telefon că se pregătește un transport de țigări, îl anunțam pe polițistul de legătură ce cantitate de țigări și ce marcă s-a încărcat. Ionel Cruț a luat contact cu contrabandiștii de țigări în timp ce se afla în închisoare, executând o pedeapsă de 8 luni pentru infracțiuni economice. Aceștia i-au spus că ar putea să lucreze pentru ei, dar, odată ieșit din penitenciar, Ionel Cruț a intrat în legătură cu un procuror, care i-a propus să se infiltreze printre traficanți sub autorizarea secretă a parchetului. Așa a devenit Cruț șofer pe dubele care transportau sute de baxuri de țigări de contrabandă din Suceava către diverse orașe din țară. Mă suna telefonul și ajungeam la Vicov. Câteodată mașina era încărcată, alteori atunci veneau țigările. Erau ascunse în spații speciale amenajate. Erau mașini de dimensiuni mai mari care aveau pereți dubli, erau mașini de dimensiuni mai mici care aveau locașuri în podea, de exemplu, era dublată podeaua. Era o altă deja dezvoltată în zonă și erau ateliere și serviciul auto în Vicov care se ocupau doar cu asta, cu modificări ale microbuzelor. În compartimentul de marfă la autoutilitare, polițiștii au descoperit un perete fals, iar între acesta și bancheta din spate au găsit aproape 840.000 de țigarete. Ceea ce domnul procuror mi-a spus din start este că nu mă pot lăuda cu calitatea mea de colaborator autorizat. Adică în momentul în care se va întâmpla să fiu oprit în trafic, să nu mă apuc să spun eu că sunt colaborator autorizat și să explic ce și cum. Pentru că, în general, se poate întâmpla să fie un polițist corupt care să prevină rețeaua de contrabandă că activează un colaborator autorizat. Și mi-a mai spus că dacă se va întâmpla să fiu oprit în trafic și introdus în arest, el va afla și va discuta folosind o cale confidențială pentru eliberarea mea. Nu, mi s-a făcut nicio pregătire specială, doar am fost prevenit despre riscurile la care mă expun să petrec 24 de ore într-un arest sau să, nu știu, de exemplu, un polițist mai nervos mi s-a întâmplat să mă lovească. Din această postură de colaborator infiltrat printre traficanți, Ionel Cruț a cunoscut din interior lumea contrabandei cu țigări și legăturile ei cu polițiștii de frontieră corupți. Contrabandiștii se asigură în prealabil de sprijinul polițiștilor de frontieră. Orice cantitate mai mare de 2 baxuri este organizată doar după ce în prealabil s-a procedat la o înțelegere cu un polițist de frontieră. Polițiștii de frontieră corupți percep o taxă de 50 de euro pentru introducerea fiecărui bax de țigări în România. Cruț explică în detaliu modul de operare pe care l-a documentat timp de 2 ani. Foarte mulți din ofițerii de poliție de frontieră asigură un interval orar, care în termeni folosiți în domeniu se numește ceas. Polițistul de frontieră îi furnizează contrabandistului intervalul orar, adică de la, de exemplu, 5 după amiază până la 6 sau pe timp de noapte. Cu camera de termoviziune se dispunea în două feluri. Unu, cel care lucra efectiv pe echipamentul de supraveghere termică știa intervalul necesar camerei ca să parcurgă de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta un anumit segment de supraveghere și atunci coordona introducerea țigărilor doar în momentele în care camera nu supraveghea sectorul respectiv. Mai era încă o modalitate în care, în intervalul pe care l-aveau anterior stabilit cu contrabandistul,
camera de supraveghere era declarată defectă și efectuau mici reparații. Încă o modalitate era baliajul pe vertical, adică într-un anumit interval supraveghea păsările de pe cer, în timp ce contrabandiștii își introduceau țigările. Odată intrate pe teritoriul României, coletele cu țigări erau transportate către alte puncte ale rețelei, de unde ajungeau în piețele din toată țara. Fiind unul dintre cei care realizau transporturile, Ionel Cruz putea să adune informații despre întreg circuitul țigărilor și să le furnizeze autorităților. Erau informații, de exemplu, un număr de mașină cu care se deplasa acel cu care mă întâlneam și prelua țigările, un loc în care am descărcat țigările, o descriere a persoanei care m-a întâmpinat, orice amănunt care putea fi folosit de către organele de anchetă. Nu numai că n-am fost suspectat, dar eram chiar solicitat de contrabandiști, adică m-am comportat cu maximă prudență și polițiștii cu care am colaborat au fost inteligenți și au organizat activitatea de așa natură încât să nu fiu bănuit. Transportam țigările, se descărcau. Și după ce eu plecam și eram în siguranță, se desfășura descinderea și arestările. Datorită informațiilor adunate de Ionel Cruz, procurorii din Suceava și București au trimis în judecată mai multe dosare penale, care s-au soluționat cu condamnarea a 10 de contrabandiști și cu destructurarea rețelelor din care făceau parte. Până într-o zi, când lucrurile au luat o turnură neașteptată. Într-o dimineață am fost trezit cu bătăi în ușă. Bună ziua, aveți un mandat de aducere. Ionel Cruz a fost ridicat de DIICOT Galați împreună cu un grup de contrabandiști din zona Sucevei, cu care a avusese legături într-una din misiunile sale de infiltrare. Am fost puși împreună, cred că vreo 30 de persoane, în două microbuze ale jandarmeriei și ne-am deplasat la Galați. Spre ora 4 dimineața a ajuns poșta specială a SRI-ului cu ordonanțele de autorizare în original. Procurorul DIICOT care se ocupa de caz a aflat astfel că Ionel Cruz nu era contrabandist, ci era infiltrat în rețeaua vizată de anchetă, în calitate de colaborator autorizat al altui parchet, cel de pe lângă Curtea de Apel București. Deci știu că ești colaborator autorizat. Păi zice, dacă te faci matur cu identitate protejată, nu vrei să dai o declarație? Eu v-am avut cu mare plăcere, dar din ceea ce vă spun, trebuie să fiți atent cum folosiți, pentru că sunt anumite lucruri pe care contrabandistul știe că le cunosc numai eu. Adică problema nu este ceea ce declar, ci cum folosiți ceea ce declar, ca să nu mă expună pe mine. Cruz își dă acordul să fie martor protejat în dosarul întocmit de DIICOT Galați și dă o declarație sub pseudonimul Ecaterina Pavlov. Oferă informații valoroase despre contrabandiști, dar ajunge și la legăturile dintre șeful rețelei, Plămada Arcadie, și un nume important din Poliția de Frontieră, comisarul șef Gheorghe Irimescu. Am întrebat eu dacă au ridicat un dispozitiv de înregistrare de culoare gri, marca Haukel, de la Plămada Arcade. Și mi-au spus că da. Și am spus, pe acest dispozitiv va trebui să găsiți niște înregistrări audio făcute de Plămada Arcade cu ofițerul de poliție de frontieră, Irimescu Gheorghe. Da, de unde știi? M-a întrebat. Păi Plămada Arcade a luat acest dispozitiv de la mine, eu i-l-am dat și după ce a făcut înregistrările, mi-a dat mie ca de pe acest dispozitiv de înregistrare să-i realizez un CD, ceea ce am și făcut. Mi-a spus Plămada Arcade, seara asta am întâlnire cu, el îi spunea Ghiță, nu îi spunea Irimescu, am întâlnire cu Ghiță, vreau să bag niște țigări
și mă duc până la el acasă. Dar mi-a spus, zice, ăsta e cam alunecos, nu știu ce, îl înregistrez eu. Dacă se întâmplă ceva până în ora 5, apare, eu știu ceva, de. Îți dă un punct, s-o anula. Dacă nu, activitatea, și în momentul în care ferea să mă zic, știu și dracu, păzesc 5-6, nu-i nici intervenție, nu-i nici nică, știi? Uh-huh. Acolo la tine numai ziua, noapte nu prea e bun. A doilea lucru, dacă se întâmplă, să audă prin stație, doar el îți găsie singura, el o știe în zonă. Uh-huh. În cazul în care, ferea să mă zic, o văzut ceva cineva, el îți dă așa un punct și în 5 minute ca să apuci să faci curat. Dacă îi apucați, ieși, asta e viața, și dacă nu, în caz de, numai ta, îți dă două ore, nu dă... Trebuie să avem grijă în ei, să nu mai fie ferească Dumnezeu, să sărac, să mor, să sărac, n-am fi... Știi ce-a zis? De asta el zic că îți dă o oră, nu... Nu la sud, că acolo spune niște scânduri, el îi fac treaba cu sine mulțumită, o să fie. Că așa am zis și eu. Păi dacă s-aude, rămâne urmă, așa o zis, dacă mă regăsesc cu eveniment, vin alții și controlează, zic că e eveniment structura mea, după așa mă trebuie. Nu, de ei fac grea după lume. El nu dă și bani, îți dă un ceas, dar spui faci unul. Da. Această discuție dintre contrabandistul Plămadă și comisarul Irimescu se referă la organizarea unui așa numit ceas, ceea ce în limbajul traficanților și al polițiștilor corupți înseamnă un interval de timp în care o zonă din frontieră este lăsată nesupravegheată în mod intenționat. Nu este singura înregistrare care îl incriminează pe comisarul Irimescu. Acesta apare în mai multe filmări, de la petrecerile unor cunoscuți traficanți de țigări din zona Suceava, unde leutarii cântă despre frăția dintre poliție și contrabandiști. După aceste filmări care îl arătau petrecând cu traficanții, pe numele comisarului Gheorghe Irimescu s-a deschis o anchetă internă în cadrul Poliției de Frontieră. Aceasta nu s-a mai finalizat, întrucât, la numai 48 de ani, comisarul s-a pensionat. Au rămas totuși înregistrările pe care procurorii DIICOT Galați le-au găsit la perchezițiile făcute în casele contrabandiștilor, precum și declarațiile date de Ionel Cruț ca martor protejat. Procurorii au inclus înregistrările în rechizitoriu, dar, în mod ciudat, n-au făcut niciun demers pentru a stabili identitatea ofițerului de poliție, precizând doar numele contrabandistului. Pista polițistului care facilita contrabanda a fost abandonată. Deși eu am menționat în declarația mea cine este acest interlocutor al lui Plămad Arcadie, în rechizitoriu apare fără nume, ca un domn. Domnul Irimescu Gheorghe s-a pensionat liniștit. Comisarul Irimescu a refuzat să dialogueze cu jurnaliștii Recorder despre legăturile sale cu contrabandiștii de țigări. Iar DIICOT Galați ne-a transmis în scris că nu l-au identificat pe Irimescu din motive ce țin de limitările inerente activității de urmărire penală. Însă cazul Irimescu nu este nici pe departe cea mai mare anomalie din ancheta procurorilor de la DIICOT Galați. În timp ce numele polițistului nici măcar nu este menționat, în rechizitoriul pe care l-au trimis în judecată, procurorii l-au inculpat pentru infracțiuni de contrabandă pe Ionel Cruț, cel pe care inițial l-au folosit ca martor protejat și despre care știau din surse oficiale că fusese autorizat de instituțiile statului să se infiltreze printre contrabandiști. Am fost acuzat de către procurorii de la DIICOT Galați că sunt vinovat de săvârșirea unor infracțiuni care de fapt erau consemnate prin procese verbale în dosarul în care eram autorizat. În mod voit, procurorii de la Galați au urmărit să elimine faptul că am fost colaborator autorizat, faptul că
acele infracțiuni la care am participat au fost autorizate legal prin procese verbale. Mai mult decât atât, un ofițer de poliție din cadrul DICE București s-a deplasat personal la Galați ca să explice orice alte nelămuriri referitoare la cazul meu. DICE este Direcția de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Română, structură centrală care derula anchete pe contrabanda de țigări, folosindu-l pe Ionel Cruț în calitate de colaborator infiltrat printre traficanți. Un ofițer din această direcție ne-a confirmat sub protecția anonimatului că Ionel Cruț acționase sub autorizarea lor. Un om de la noi s-a deplasat la Galați și l-a explicat procurorilor de cot că era autorizat pentru transportul pe care îl interceptaseră ei și că era colaborator mai vechi al nostru. Am crezut că au înțeles. Apoi am văzut acuzațiile și am fost surprinși. L-au inculpat spunând că a depășit atribuțiile ordonanței. Ionel Cruț nu și-a depășit atribuțiile din ordonanța de autorizare sub nicio formă. Fiecare misiune era însoțită de un proces verbal scris de un ofițer de caz cu care Cruț ținea legătura în permanență. Îi dădea mereu detalii, vezi că e și cu tare implicat, ajung la ora cu tare. Mai mult, Ionel Cruț susține că misiunile sale se derulau și cu știința Serviciului Român de Informații, pentru care aduna date cu privire la securitatea granițelor. Activitatea mea a mers întotdeauna în paralel și cu Serviciul Român de Informații. Odată cu informarea organelor de urmărire penală, o copie avea întotdeauna și Serviciul Român de Informații. Ofițerii de la Serviciul Român de Informații erau interesați mai mult de latura de trecere efectivă, de vulnerabilitatea a frontierei. E greu de crezut că cineva ar încerca să facă contrabandă, știindu-ne și pe noi și alte instituții cu ochii pe el. Complicata poveste a lui Ionel Cruț depășește așadar sfera contrabandei cu țigări. Ne dezvăluie un stat măcinat de vulnerabilități, cu instituții care se așează pe baricade diferite, în loc să lupte împreună împotriva crimei organizate. Pare un joc de puzzle în care, de la un punct, piesele încep să nu se mai potrivească. Timp de 2 ani, Ionel Cruț se infiltrează printre traficanții de țigări, sub autorizarea și supravegherea mai multor instituții ale statului român. Adună informații și dovezi cu ajutorul cărora sunt destructurate mai multe rețele de contrabandă. În timpul unei misiuni, este ridicat într-o anchetă a DIICOT Galați împreună cu mai mulți contrabandiști. Procurorii află că este colaborator infiltrat, îl folosesc ca martor, dar în final îl transformă în inculpat, acuzându-l că și-a depășit atribuțiile și a făcut contrabandă în timpul misiunilor pentru care era autorizat. Procurorii trimit dosarul în judecată, dar omit să includă un document esențial, ordonanța care demonstra că Ionel Cruț era colaborator autorizat. Bănuiesc că procurorii de la Galați au dorit să ascundă de judecător faptul că am fost autorizat. DIICOT a refuzat să ne explice cum anume și-a depășit Ionel Cruț atribuțiile de colaborator autorizat, spunând că aceste aspecte vor fi analizate de către instanța de judecată. În prezent, dosarul în care Ionel Cruț este inculpat pentru contrabandă se află pe rolul Tribunalului Brăila. Indiferent care va fi sentința, acest caz este deja un eșec major pentru mai multe instituții ale statului român, care și-au compromis credibilitatea, deconspirându-și un colaborator secret și punându-i viața în pericol. Păi a fost deconspirat simplu. Procurorul de ședință s-a ridicat și a răspuns la cererea unui avocat care reprezenta un alt inculpat în dosar, care dorea să obțină audierea martorului cu identitate protejată, Ecaterina Pavlov. Și s-a ridicat procurorul de ședință și a spus: martorul cu identitate protejată nu mai există, este inculpatul Cruțenel. Nu mă așteptam la laude, nu mă așteptam la recompense. Dar mă așteptam ca Ministerul Public să țină promisiunea de discreție măcar, de protejarea integrității mele personale, nu punându-mi jandarmi să mă păzească la ușă, dar păstrându-mi identitatea protejată. Am sesizat faptul că, datorită activității mele și de conspirării, risc să fiu victima unor acte de răzbunare. Și mi s-a răspuns pur și simplu: dacă veți fi victima unor acte de răzbunare, puteți depune plângere.
După 2 ani în care a fost sub control judiciar și fără nicio protecție din partea statului, Ionel Cruț a hotărât să plece din România. Sunt 100% convins că viața mea este pusă în pericol, pentru că, cel puțin prin dosarele care s-au instrumentat la București, s-au dispus condamnări, s-au dispus confiscări de bunuri, s-au pierdut cantități apreciabile de țigări de contrabandă, care și alea costă bani. Toate astea mă fac să cred că cei care au avut de suferit din cauza activității mele vor dori o oarecare răzbunare. Efectul acțiunilor procurorilor de la Galați a fost pierderea unui colaborator valoros. O persoană cu ajutorul căreia am deschis 3 dosare penale și am distrus 3 structuri operaționale de contrabandă. Fără colaborator nu prea poți să reușești în astfel de cazuri. E greu de înțeles cum a gândit cei de la ICOR Galați când l-au inculpat pe Ionel Cruț. Nu știu care a fost scopul lor. Concluzia mea este că nu existența unui probatoriu a determinat trimiterea mea în judecată, ci statutul meu de colaborator autorizat sau eventuale evenimente sau fapte despre care aș fi putut depune mărturie. Probabil deranjam pe undeva. Întâmplător sau nu, Ionel Cruț a fost deconspirat și acuzat de contrabandă chiar într-o perioadă în care începuse să pună la dispoziția organelor de anchetă dovezi și mărturii despre implicarea mai multor polițiști de frontieră în traficul de țigări. În afară de cazul comisarului Gheorghe Irimescu, despre care depusese mărturie în dosarul instrumentat de ICOT Galați, Ionel Cruț ajunsese și la alte nume din Poliția de Frontieră, în timpul unor misiuni desfășurate sub autorizarea ICOT Suceava. Dar aceste informații nu mai păreau de interes pentru instituțiile statului. M-am rugat 2 ani de ICOT. În acei 2 ani de control judiciar, m-am rugat din nenumărate ori și le-am făcut nenumărate adrese să fiu audiat ca martor în dosarul în care am fost colaborator autorizat. Ce v-au răspuns? Nimic. De ce credeți că s-a întâmplat? Cred că acest lucru dovedește o complicitate concretă și mai mult decât atât un sprijin pentru contrabandiștii vizați în aceste dosare. În momentul de față, DIICOT Suceava este în situația de a avea în lucru cel puțin 3 dosare în care pot avea calitate de martor. Un participant la infracțiuni care poate fi tras la răspundere penală în urma declarațiilor pe care eu le pot da, este actualul ofițer de poliție de frontieră, Ursachi Ionel. Ionel Ursachi, ofițer la Poliția de Frontieră Brodina, vine dintr-o familie cunoscută în zona de graniță a județului Suceava. Familia Ursachi din Vicovul de Jos, Ursachi Constantin, condamnat pentru contrabandă, Ursachi Victor, fratele lui Constantin, cu mai multe condamnări pentru contrabandă, dar încă în libertate, Ursachi Ilie, iar un frate de-al lor zis Fofi. Ionel Ursachi este practic fiul lui Ursachi Constantin, condamnat pentru fapte de contrabandă. Fiul lui Ursachi Constantin, Ursachi Ionel, dăduse odată examen la Academia de Poliție și căzuse. Și era în așteptarea unui alt examen. În timpul ăsta, ca să suplementeze veniturile, se ocupa cu încărcarea țigărilor de contrabandă care erau procurate de tatăl lui. Mi-a povestit și a rămas tot înregistrat cum căra țigări cu tatăl lui. În 2019 a absolvit Academia de Poliție și a devenit polițist de frontieră. Dintre toate sectoarele de graniță, Ionel Ursachi a fost repartizat tocmai în zona în care membrii familiei sale fuseseră dovediți că au introdus ilegal țigări din Ucraina. El este ofițer în compartimentul de ture serviciu la sectorul Poliției de Frontieră Brodina. Acest fapt ne-a frapat pe toți la momentul respectiv, pentru că am zis totuși de ce n-a făcut nimeni niște minime verificări și cum a putut ajunge un ofițer de poliție, o persoană care provine din medii infracționale de contrabandiști, practic să ajungă lupul paznic la oi. Încă suntem stupefiați de chestia asta, dar grupările de criminalitate au această strategie de a promova și a aduce în
poliția de frontieră persoane din rândul lor sau foarte apropiate lor, cu scopul de a ajuta pe viitor din interior. Care sunt atribuțiile polițiștilor de frontieră Ionel Ursache în momentul de față? Este ofițer coordonator de tură și are printre principalele atribuții de serviciu să planifice posturile și mijloacele poliției de frontieră din tura lui. Deci, pe tura lui, el e cel care asigură linia întâi de pază și supravegherea frontierei de stat. Am cerut o poziție de la Direcția Generală de Protecție Internă cu privire la cazul polițistului Ionel Ursache. DGPI, Serviciul Secret al Ministerului de Interne, însărcinat să depisteze vulnerabilități ale polițiștilor, ne-a transmis că a diseminat către beneficiarii legali datele și informațiile de interes operativ cu privire la polițistul Ionel Ursache. Cert este că Ionel Ursache lucrează în continuare în Poliția de Frontieră, iar superiorii săi îl apreciază și îi iau apărarea. Eu, momentan, eu nu am ce să-i reproșez. Eu, personal. Acum, nu am. Noi am trimis o solicitare și la Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul MEAI, la DGPI. Și dumnealor ne-au transmis că au existat anumite date cu privire la Ionel Ursache, pe care le-au trimis către beneficiari. Au ajuns și la dumneavoastră astfel de informații de la DGPI despre Ionel Ursache? Nu. La sfârșitul de anul trecut, de când sunt eu aici, nu am primit absolut nimic despre el. Absolut nimic. Dar și cum așa, are și copilul ăsta are și realizări. La ce vă referiți? Poate un copil. Adică prinde, are capturi de țigări, de migranți, de absolut orice. Și chiar îi prinde și îi dă tot interesul și chiar și muncește copilul ăsta. Polițiști de frontieră din zona Suceava ne-au spus că Ionel Ursache, din punctul lor de vedere, ar putea să reprezinte o vulnerabilitate pentru instituția Poliției de Frontieră. Având în vedere că... Acei polițiști de frontieră care... Voiam să vă spun despre ce e vorba. E vorba despre faptul că tatăl lui, Constantin Ursache, și doi dintre unchii lui au fost condamnați pentru fapte de contrabandă. Iar el păzește zona de frontieră unde rudele lui au făcut contrabandă. Acei polițiști de frontieră v-au explicat faptul că el, ca persoană, nu mai vorbește cu tatăl lui de foarte mult timp, de foarte mulți ani de zile? Cazul lui Ionel Ursache mai ridică însă și alte semne de întrebare. În momentul în care acesta a ajuns polițist, DIICOT Suceava se afla, potrivit lui Ionel Cruț, în posesia unor dovezi care îl incriminau pentru contrabandă. Am fost solicitat să transport țigări pentru Ursache Constantin. Se întâmpla în 2016. Țigările au fost atunci încărcate la domiciliul lui Ursache Constantin. Am aflat ulterior că casa era deja trecută pe numele fiului său, Ursache Ionel. Eram autorizat de DIICOT Suceava. Deci mi-a fost înmânată tehnică de înregistrare. Am predat către DIICOT Suceava cel puțin 5 înregistrări în care apare Ursache Ionel încărcând țigări de contrabandă. Sunt înregistrări audio. Era vocea lui care spunea, mai adă-mi un box de marble, mai adă-mi... Pentru că el era băgat în interiorul peretelui fals al microbuzului și atunci cineva trebuia să-l alimenteze din afară cu țigările care se aflau depozitate în garaj. Am mers la sediul Poliției de Frontieră Brodina, acolo unde lucrează în prezent ofițerul Ionel Ursache, pentru a afla cum răspunde acesta unor acuzații de o asemenea gravitate. Am un video despre fenomenul de contrabandă. Am înțeles. Da. Hai să nu stai la poartă, că... Haide să nu trecem. Odată ajunși în curtea instituției, polițistul Ionel Ursache ne anunță că nu avem permisiunea de a filma. Eu momentan nu pot să vreau să filmați. Dar se arată interesat de informațiile pe care le avem despre el. Am vrea să întrebăm ce e încercarea dumneavoastră în contrabandă. Așa mi-a spus în care a mea în contrabandă, ca să zic așa. Este o persoană, Ionel Cruz. Am auzit numele, dar nu am nicio treabă. Care definiția e distrusul dumneavoastră? În timpul unei operațiuni de transport a unui cantități de țigări. Da, dar eu nu am făcut lucrurile astea, adică nu știu nimic de nicio problemă, nici nu știu 100%, că nu am făcut nimic. Dar ești un membru al familiei noastre. Da, pot să asumă, mă feresc, doamne, membru al familiei mele care au avut probleme în trecut cu acest aspect.
sau unde este problema aici? Nu știu, nu e un conflict de interese. Care este conflict de interese? În mod clar, mi s-a spus că m-am dus la Academie să mă înscriu. Ai probleme? Ai cazier? Nu, o să mă înscriu. M-am înscris la Academie. Tatăl dumneavoastră este în libertate acum? Da. Nu știu de ce se ocupă? Lucrează zi de zi, muncește. Construiește diferite. El a fost condamnat cumva pe ordine de contrabandă. Da. În zona pe care dumneavoastră o apărea cumva acum. Da, dar din nou nu înțeleg. El a fost, a avut probleme de genul, dar nici măcar nu eram intrat la Academie, nici nu mai știu exact. A trecut timp de așa. Educația dumneavoastră de avere o casă de 150 de metri pătrați, așa, la dumneavoastră. Dacă așa spune de casă de avere, trebuie să spune. Dar să-ți spune cum ați de vândită? Cum ați de vândită? Construcție. Practic e o moștenire. Este o moștenire, este o construcție care s-a construit în cadrul familiei. Cei care au contribuit acolo cu câte puțin. Tata o moștenire. Este maxima faptul că e o construcție pentru că vin contrabandă? Nu, nu puteți să spune. Pentru că nu este o construcție pentru că vin contrabandă. Tatăl dumneavoastră s-a ocupat cu asta, care a fost condamnat în clasă. Asta știu, s-a fost niște probleme care au trecut. Ce să fac, să mergi să spargă cum să fie? Nu este puțin economat, să fie muncă cinstită. Și s-a ocupat atât de cu felul de construcții din lemn, cu mese, balansoare, o lucrat în pădure. Mai aveți și alte vede care au fost condamnat în trafic? Da, nu știu dacă... Nu prea... Da, dar nu știu dacă a fost condamnat sau nu. Chiar sunt legătură așa cu ai familie, dar nu sunt în chiar. Eu văd viața mea, deci eu v-am zis, am văzut o mică treabă, capul sus, șteptul în față, suntem curați. Asta am învățat și asta o știu. La solicitarea Recorder, Diecot Suceava ne-a transmis că nu poate nici să confirme, dar nici să infirme existența înregistrărilor predate de Ionel Cruz. Totodată, instituția ne-a precizat că dosarul care include denunțurile lui Ionel Cruz despre implicarea mai multor polițiști de frontieră în sprijinirea contrabandei este încă în lucru. Acest dosar trenează de 7 ani. În toate cazurile din ultimii ani în care au fost destructurate grupări de criminalitate organizată cu specific transfrontalier, nu au fost trași la răspundere sau s-au făcut că nu văd că în acele cazuri ar fi și polițiști de frontieră implicați. Deci, cum e cazul Diecotului, pentru că ei se ocupă de combaterea și destructurarea criminalității organizate, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, nu se explică de ce nu au fost identificați, nu au fost trași la răspundere, cu toate că în foarte multe dosare sunt folosite sintagmele de acum arhi cunoscute, că au introdus, că au desfășurat activități de contrabandă, probabil, sau cu sprijinul unor polițiști de frontieră. Dar acești polițiști nu au fost niciodată identificați sau să fie trași la răspundere. Mi-am dat seama că, practic, nu se vrea și că acest fenomen este susținut din interior. În timp ce polițiștii împotriva cărora a adunat dovezi au rămas neatinși, Ionel Cruz este judecat pentru contrabandă și a fost nevoit să fugă din țară de teama unor posibile răzbunări. În momentul în care eu trebuie să explic ce m-a determinat să accept, ce m-a determinat să continui activitatea mea de colaborator autorizat, sunt obligat și mi-e jenă să spun că mi-am iubit țara, că am dorit să particip la o schimbare în societatea românească, că am dorit în mod sincer să particip la înfăptuirea justiției. Sunt lucruri pe care fiecare le crede într-o măsură foarte mică. Și mi-e jenă să fac apel la ele. Deși sunt reale. Mi-e greu să înțeleg unde se termină structurile mafiote și unde începe instituțiile statului. Părerea mea că sunt trepătrun, cred că adevărata conducere a criminalității organizate, cel puțin în materie de contrabandă, se realizează cu oameni din interiorul instituțiilor statului.